Deputatul Emanuel Ungureanu a solicitat primarului Constantin Toma să permită accesul jurnaliștilor la ședințele Consiliului Local pentru a da dovadă de transparență și respect față de valori precum libertatea presei și dreptul la libera exprimare. Am venit să vă rog să reparați o hotărâre de Consiliul Local pe care am înțeles că domnul primar ar dori să o reevalueze, prin care accesul presei și a cetățenilor aici în ședințele de Consiliu ar fi restricționată. Ar fi bine să fim cumva consecvenți cu mesajul că la Buzău apreciem jurnalismul, dar în același timp apreciem și libertatea de exprimare. În replică, edilul a precizat că va amenaja o antecameră pentru jurnaliști, demers care l-a determinat din nou pe deputatul Ungureanu să-i atragă atenția că nu este soluția cea mai bună. Eu propun următoarea treabă. Întregii prese buzoiene și centrale, avem acest spațiu lângă, montăm un televizor de 3 ori mai mare ca ăsta sau de 4 ori, cu scaune cu tot, iar în momentul în care iau câteva imagini din sală la început, iar când au plecat colegii de aici, consilier local, viceprimar, primar, cine vrea să dea declarații și să intre și în dezbatere și în orice. Știți că spațiul la Cluj, în sala de municipiu, nu este mai mare decât acesta. Așa s-a construit sala. Dar oamenii vin pe rând, nu există niciodată un buluc, adică să nu spuneți că vin 40 de oameni aici ca să fie problemă COVID sau vin, nu știu, 60 de zi a lești în fiecare ședință. Normalul. Dumneavoastră ați înțeles care este sensul și tonul rugăminții mele. Nu era nevoie de o hotărâre de Consiliul Local pentru a reglementa o chestiune care ține de organizare. Era simplu cu ofițerul de presă să se discute chestiuni legate de așa zisele aglomerări. Și eu am fost cât se poate de elegant rugându-vă să găsiți o soluție. Lecția pe care a primit-o edilul de Buzău și consilierii locali a venit tocmai de la cel care a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului, jurnalistul de război Adelin Petrișor. Și eu am zis de chestia cu presa, pentru că sunt ziarist, libertatea cuvântului e sacrosanctă, e importantă, copil fiind am prins înainte de 89 câțiva ani buni, și mi-aduc aminte, nu uit, i-am zis că presa are nevoie de interacțiune directă cu dumneavoastră, presa are nevoie să vă întrebe, să vorbească cu dumneavoastră, degeaba aveți un stream bun dacă nu vă întâlniți cu jurnaliștii. Da, presa e, cum zicea CTP, făcută să enerveze politicienii, dar politicienii au fost întotdeauna mult mai buni datorită presei. Presa, cu toate necazurile ei, e necesară. Asta îi spuneam domnului primar. Da, și în presă ca și în politică sunt oameni de toate felurile, sunt oameni de toate calibrele, sunt oameni bine intenționați sau mai puțin bine intenționați, sunt oameni cu agende secrete, cu agendă dublă, dar dacă ne enervează 2, 3, 5, 10 politicieni, nu înseamnă că nu trebuie să mai mergem la vot. Dacă ne enervează 2, 3 jurnaliști, nu înseamnă că nu trebuie să ținem pe ziariști deoparte. Și m-aș bucura foarte tare dacă domnul primar ar găsi soluția ca jurnaliștii să vă vadă, să vă filmeze, să vă întrebe. Da, uneori jurnaliștii hărțuiesc și atunci pentru asta avem instanțe, pentru asta avem judecătorii, să ne apărăm dreptul. E foarte trist că, îi spuneam domnului primar înainte să vin aici, am văzut, cred că pe G4 Media, că a apărut un raport al Comisiei Europene și suntem printre țările cu risc legat de libertatea presei. În ultima ședință a Consiliului Local Municipal, administrația locală a decis interzicerea presei la ședințele publice pe motiv de lipsă de spațiu, deși o parte dintre consilieri au arătat că gestul este unul de fugă din fața presei și nedemocratic.